Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la săptămâna de business. Pentru că acest început de an 2016 a fost destul de agitat în ceea ce privește latura fiscală și pentru că toți agenții economici s-au confruntat, se confruntă și probabil că se vor confrunta și în perioada următoare cu mai multe dileme în ceea ce privește diverse subiecte. În această seară avem doi reprezentanți ai Corpului Experților Contabili și Contabilor Autorizați din România, care cred că vor face lumină în mare parte din toate aceste subiecte, mai ales că avem și un număr de telefon pe ecran. Cei care doresc să intre în legătură cu invitații noștri din această seară și să pună întrebări, așteptăm cu mare plăcere. Așadar, domnul Cornel Nițu, președintele în exercițiu al CECAR Prahova, și domnul Constantin Valerică, de la care a preluat funcția. Iată o trecere între doi președinți. Poate că ar fi chiar interesant să vedem așa, pe scurt, cum a fost această trecere de la vechi la nou. Exact. Ca să nu intrăm abrupt, să le mai lăsăm timp celor care au venit poate abia acum de la serviciu, și pentru că nu vedem foarte bine cum e în România, cei care au câte o firmă, câte o afacere, nu au acel program de 8 ore pe zi, lucrează mai mult timp pentru că lucrează pentru beneficiul propriu, pentru dividende și așa mai departe, subiecte pentru impozite pe care le plătesc către stat. În primul rând, da. Prima noastră să nu se trezească cu vreo oprire pe conturi. Să plătim salariile, după care să plătim dările către bugete. Cu domnul Constantin Valerică, cu domnul președinte Constantin Valerică, am avut onoarea să lucrez și în trecut, când eu eram vicepreședinte și dânsul era președintele Corpului Experților Contabili și Contabilor Autorizați. După care alegerea ca viitor președinte al Corpului s-a făcut cu un an înainte. Așa este procedura CECAR, tocmai pentru a asigura o continuitate și o preluare de facto a politicii Corpului Experților Contabili și să ducem această politică spre dezvoltarea profesiei contabile. Deci pot să spun că a fost o preluare frumoasă, corectă, echilibrată, de bun simț. Și mai ales faptul că în viața profesională suntem amândoi calificați ca experți contabili, auditori financiari, experți evaluatori, consultanți fiscali și alte titulatori. Împreună ne întâlnim în viața de zi cu zi, viața profesională. Aproape săptămâna sau de două de săptămână, de trei. Ne confruntăm cu idei, cu păreri, ne sprijinim. Da, că sigur, așa e frumos. Ne ajutăm, ne completăm unii pe alții. Eu știu pe domnul Nițu de mai mult de 20 de ani, lucra la Garda Financiară și mai venea pe acolo, pe unde eu... Atunci eram în tabere unde... opuse, da. Dumneavoastră veneați în control la societatea, da, la care v-a ajutat să nu-i pronunțați numele, nu, la care nu, nu, nu are rost să-i facem reclamă. Și este un agent economic. A fost care... o perioadă frumoasă în vremea aceea când se dezvolta economia, mergeau multe, implementam foarte multe industria lucruri. Industria petrolieră prahoveană era în vârf de formă, vârf, dacă putem spune așa. Să sperăm că va reveni. Să dea Dumnezeu să fie așa. Haideți să intrăm... Sigur. Sunteți convins, nu, că se va întâmpla lucrul acesta? Eu sunt convins că vom merge spre bine. Numai că, sigur, în tot mersul ăsta se luptă binele cu rău. Pe binele trebuie să învingă. E regula generală. Da, ca în poveștile acelea cu feți frumoși. Nu. Așa se întâmplă și în realitate. Să știți că eu am o experiență de viață, am o vârstă și... atât în familie cât și pe unde am lucrat și am schimbat cam multe locuri de muncă. Fapt pentru care vă spun că de la bine la mai bine, că se ajunge și la situația când poate să vină starea de insolvență și acum se întâmplă destul de des ca urmare a mediului creat, așa să zic. Pentru că starea asta chiar uneori o găsesc ca pe o soluție
domnule, ca să nu mai fiu executat silit de organe fiscale, de alte organe ale statului, prefer să intru în procedura insolvenței. Decât că la noi a fost o modă, dacă putem spune așa, au fost mai multe insolvențe decât poate ar fi fost normal sau... Am văzut că unii au fost un abuz, poate, sau exact. O interpretare. Unii au fost sau... și cercetați și trimiși în instanță pentru chestia că unii chiar condamnați pentru așa ceva. Da. Dar cu timpul se vor așeza, că deja au început să se așeze și lucrurile și, în domeniul acesta. Și binele acesta. Va triumfa, nu? Și binele noi, va triumfa. Noi lucrăm și în partea de insolvență. Ca practicieni, sunteți și practicieni de insolvență. Și vreau să vă... spun că nu prea mai rămân persoane cărora să nu li se atragă răspunderea pentru cei care suspectăm noi că ar putea să poarte vina. Dar, deci cei care depășesc normalul la un moment dat vor plăti. Și de-aia e bine să fie atenți să se de știe acum, că... din perioada când merge, pentru că acum poți să faci greșelile care te costă ulterior mai târziu. Te vor costa da. Mai târziu. Da. Și în viață și... poți să plătești și pentru ce faci și pentru ce nu faci. Da. Nu e pentru ce faci poți să plătești nu. Mai repede de regulă, iar pentru ce nu faci, vine timpul. Este în regulă. Intrăm în domeniile de actualitate? Am văzut, așa am făcut o scurtă introducere. Haideți să vedem care ar fi principalele... domenii care au fost afectate de aceste noi reglementări în codul fiscal, în codul de procedură fiscală. Și am văzut că foarte multe întrebări în ultima perioadă în spațiul public au fost legate de reevaluarea clădirilor, reevaluarea clădirilor atât în scopul impozitărilor cât și din punct de vedere contabil. V-am lansat această provocare. Anul 2015 a fost un an al schimbărilor legislative. Începând cu 1 ianuarie 2015, a intrat 2016. În 2015. A intrat în vigoare ordinul 1802 privind reglementările contabile de întocmire a situațiilor financiare și situațiilor financiare consolidate. Până la apariția acestui ordin, se aplica directiva a patra. Acum este un progres din punct de vedere al reglementărilor contabile. Tot în anul 2015 a apărut noul cod fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016. Prevederile noului cod fiscal. De asemenea, tot în anul 2015 s-a modificat codul de procedură fiscală, deci a apărut legea 207, tot cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016. Deci trei acte normative care reglementează contabilitatea, ordinul, care v-am spus mai înainte, reglementările contabile, și două coduri, codul fiscal și codul de procedură fiscală. Până la apariția noului cod fiscal, după vechiul cod fiscal, reevaluarea contabilă era și reevaluare fiscală. Cei care întocmeau situațiile financiare și făceau reevaluarea contabilă, care era opțională, aveau dreptul să beneficieze în cadrul în care se încadrau în cei 3 ani de o cotă micșorată de impozit pe clădiri. În cazul în care depășea termenul de 3 ani, era înainte 3 ani sau peste 5 ani, intra cu o cotă majorată la impozitul pe clădiri. Începând cu noul cod fiscal, s-a separat valoarea de impozitare de valoarea de impozitare a clădirilor de valoarea contabilă reevaluată a clădirilor. Deci practic au fost două lucruri distincte acum. Până la 31.12 reevaluarea contabilă era egală cu reevaluarea fiscală. La 31.12.2015, cu aplicabilitatea noului cod fiscal și a noilor standarde de evaluare, că și alte standarde de evaluare au apărut, da? S-au separat cele două valori. Valoarea de impozitare, care se stabilește conform noului cod fiscal în baza standardelor de evaluare aplicabile, iar valoarea de reevaluare contabilă, care se stabilește în baza reglementărilor și în baza unui alt standard de reevaluare. Deci ați înțeles, acum sunt două reevaluări. Reevaluarea de impozitare sau fiscală și reevaluarea contabilă. Practic, o firmă în momentul de față este obligată să facă ambele reevaluări? Nu este reevaluări. Obligată la niciuna. Ambele sunt opționale. Dar în cazul în care nu faci reevaluarea fiscală, după 3 ani, cota de impozit este majorată. Și atunci, sine die, ești obligat
Deci să intri cu o cotă major, ești obligat să faci evaluarea fiscală ca să beneficiezi de o cotă mai mică de impozit pe clărie. Ce ați vrut să spuneți? Păi am vrut să spun că la persoanele juridice, evaluarea sau reevaluarea pentru stabilirea valorii de impozitare se face din 3 în 3 ani. Noutatea, noul cod fiscal, este că acum și persoanele fizice care au înregistrate la adresa poștală un domiciliu fiscal, fie societate comercială, fie persoană fizică autorizată, fie societate individuală, nu contează, dacă este o persoană, sediul unei persoane juridice, atunci este obligată și persoana fizică să stabilească, să facă reevaluarea în vederea impunerii, dar, sigur, în anumite condiții. Mai nou, pe data de 21-22 martie, dacă mi-aduc bine aminte, sau cel da, târziu mai 23... Da, cu câteva zile înainte de a expira, pentru că termenul era 31 martie, a apărut ordonanță 8, care a prelungit termenul de efectuare a reevaluărilor, dar atenție, pentru persoane fizice, pentru clădiri nerezidențiale sau mixte și pentru persoane juridice, nu pentru persoanele fizice care nu au clădiri nerezidențiale sau mixte. Ei trebuiau să-și depună declarația, cei care nu le aveau depuse. După noul cod fiscal, dacă după vechiul cod fiscal impozitarea clădirilor era după proprietar, adică persoană fizică sau persoană juridică, persoana juridică făcea reevaluarea, persoana fizică nu era obligată la reevaluare, după noul cod fiscal, reevaluarea în funcție sau impozitarea în funcție de destinația clădirii respective, dacă este cu scop nerezidențial sau cu scop rezidențial de locuință. Și pot fi, ce a spus și colegul meu, domnul Valerică, cazuri când o persoană fizică într-o clădire are și rezidențială și nerezidențială, deci mixtă. Deci, mai ales că în momentul de față, vă întrerup puțin ca să înțeleagă și telespectatorii, și încă o dată aveți un număr de telefon afișat pe ecran, dacă aveți ceva de întrebat pentru invitații noștri, o puteți face. Sunt foarte multe firme în România, nu? Exista acea sintagmă firmă de apartament, dacă putem spune așa. Așa, încă firme, persoane fizice autorizate, persoane... Să zicem un operator economic. Un operator economic, fie exact. Persoană fizică, activitate evident independentă, societate comercială. Societatea sau, mă rog, entitatea cum juridică avea și el posibilitatea. La el acasă. Nu toată lumea avea posibilitatea să-și închirieze. Să-și optimizeze și el costurile exact. Și așa mai departe. Nu toată lumea se ducea în clădirile de birou exact. Care s-au construit, mai ales în capital. Am avut o emisiune pe teme imobiliare și am văzut ce dezvoltare impetuasă are chiar sectorul imobiliar. Mulți se întreabă de ce la noi sunt atât de multe birouri, așa exact. Ca o întrebare, un paradox, știți? Și încă se construiesc. Și încă se ocupă. Exact, exact. Da. Puteam să ne trezim și colegii care spunea că nu mai avem voie să avem, să avem persoane juridice înregistrate cu deci, sediu fiscal. Da, exista exact. O astfel de propunere. Eu am bine că totuși, acum s-a reglementat puțin că e și voie să faci într-un apartament un sediu fiscal, că până acum era ambigu. Acum, impozitând în modul acesta, se recunoaște sinedie că este... posibilă și varianta aceasta. Ce se întâmplă practic dacă un agent economic X nu face nici reevaluarea, nu depune nici acea declarație? Ce se întâmplă? Plecăm de la cotele de impozitare. Da? Cotele, de-aia v-am zis, să algoritmizăm puțin. Sunt reevaluări fiscale, reevaluări contabile, persoane juridice și persoane fizice. Da? În funcție de destinații, nerezidențial, rezidențial sau mixt. Așa sunt și impozitele. Deci persoana fizică care nu desfășoară niciun fel de activitate la clădirea respectivă, se cheamă că are o clădire rezidențială și plătește un impozit între 0,08 și 0,2% și la noi, la Ploiești, s-a stabilit prin hotărârea Consiliului Local 0,2%. Deci, practic, aici nu s-a schimbat, să spunem mai pe românește, nimic față de anul trecut, nu? S-a schimbat. Înainte era cota 0,1%. Acum este 0,08 și 0,2%, deci este la latitudinea organului și legislativ chiar local. Prin codul fiscal este dat și modul de stabilire a valorii clădirii. Să revenim puțin la cotele de impozitare. Și mai mult decât atât, această valoare impozabilă pe metru pătrat depinde de zona în care se află clădirea.
Da, există un anumit algoritm de calcul. Deci de care rangul localității. Da. Să revenim la cote. Deci la persoană fizică este între 0,08 și 0,2%. Tot la persoană fizică, că suntem în zona lui, pentru clădirile nerezidențiale, impozitul este între 0,2% și 1,3%. La noi, pe plan local, s-a aprobat anul acesta o cotă de impozit 0,2%. Aici aș vrea să avertizez telespectatorii să fie foarte atenți, pentru că la anul ăsta s-ar putea să fie 0,2%, dar la anul s-ar putea să fie 1%. Și atunci să se gândească că de 5 ori se mărește valoarea impozitului, pentru că mulți fac acum reevaluarea, se bucură că plătesc 0,2% și la anul se vor trezi, poate, nu la noi, poate în alte zone, că plătesc de 5 ori. Deci să se gândească foarte bine, cum a spus dumneavoastră mai devreme, la interpretarea reevaluării. Revenim, deci la persoană fizică am terminat, da? Cu cele două cote. La persoană juridică, la fel, s-a stabilit tot până acum. Era o singură cotă stabilită la persoane juridice. Acum iară s-au separat. Sunt rezidențiale și nerezidențiale. La cele rezidențiale, cota la persoane juridice este tot între 0,08 și 0,2% la cele nerezidențiale, la cele rezidențiale, iar la cele nerezidențiale între 0,2 și 1,3%. Deci s-au separat persoane fizice, persoane juridice. Cote de impozitare diferită. Și tot așa să aibă grijă telespectatorii că autoritățile locale pot majora impozitele cu până la 50%. Deci s-ar putea în perspectivă peste un an, doi, trei, în funcție de necesitățile bugetului local, impozitele să cunoască o mărire. Deci când fac reevaluările se ia în calcul și viitorul. Toate aceste aspecte. Toate aceste aspecte. Și atunci își mai fac sau nu își mai fac sediu acasă, găsesc o altă alternativă. Da? Deci, din punctul de vedere al cotelor, reevaluările acestea, da? Cum a spus dumneavoastră, sunt sau nu sunt obligatorii? Dacă omul nu își face reevaluarea și este o clădire mai veche de 3 ani la persoane juridice, adică de când n-a mai fost reevaluată, sau 5 ani la o persoană fizică, cotele sunt mărite. La persoană fizică, dacă este o perioadă mai mare de 5 ani și la clădirea respectivă există un sediu, deci este în scop nerezidențial sau mixt, cota de impozit este 2% din valoare. Deci o persoană fizică, dacă dumneavoastră declarați că aveți la acasă și declarați o anumită valoare la clădire, da? Fără să faceți reevaluare, se calculează de autoritatea locală conform metodologiei care a subliniat-o colegul meu și se mulțește cu 2%. Da, dar lucrul acesta este valabil numai dacă la sediul, să presupunem la mine acasă. Deci nerezidențial. Există deci am spus, reevaluările sunt obligatorii. PFA, ceva, da. o entitate care desfășoară sunt obligatorii pentru o activitate economică. Da, pentru nerezidențial sau mix. Nu deci pentru cineva care pur și simplu doar locuiește acasă. Pentru persoane fizice nu e obligatorie reevaluarea. Exact. Deci să o luăm ca... Nu. Deci acolo sunt alte reguli care guvernează. Iar la o persoană juridică, dacă n-a făcut reevaluarea mai mult de 3 ani, adică a trecut un termen mai mare de 3 ani, cota de impozit este 5%. S-a micșorat față de anii anteriori. Anii anteriori între 5 și 10% și între 30-40%. Dar a fost o perioadă, da, a fost și o perioadă. Până la 40%. Deci acum e o cotă acceptabilă pentru persoane juridice. Dar ce trebuie să rețină persoanele juridice sau operatorii economici? Că aceste valori impozabile, determinate prin raportul de evaluare, nu trebuie înregistrate în contabilitate. Deci nu se înregistrează în contabilitate. Pentru persoanele juridice. Vorbim pentru persoanele juridice. Cât privește persoanele spre fizice, deosebire, treaba, spre deosebire de vechea practică după vechiul cod fiscal, unde era obligatorie să se înregistreze, ca să fie luată în considerare, trebuia înregistrată în contabilitate. Și, da, deci, pentru tot așa, în sprijinul operatorilor economici care ne văd acum, trebuie să știe că trebuie să depună acel raport de evaluare pe care evaluatorul este obligat să-l transmită într-o bază de date
la București și cu această ocazie vreau să vă spun că și normele privind evaluarea s-au schimbat, a apărut un GEF 500 care reglementează într-un mai strict modul cum se stabilesc valorile impozabile. Destul de strict. Da. Stabilește atât modul de stabilire a uzurii, tot prin GEV dă modul de calcul. Stabilește metodologia de calcul. Da? A valorilor în scopul impozitării. Și aceste lucruri se fac de către un evaluator autorizat. Membrii ANEVAR. Deci e specificat. De ce? Că baza imobiliară fiscală BIF, așa se zice, este gestionată de ANEVAR, Asociația Națională a Evaluatorilor din România. Și ea va folosi în perspectivă și ca model statistic pentru luarea unor decizii. Da, o să fie o bază de date pentru o bază de date care poate fi utilizată atât de organele fiscale cât și de alte. În primul rând de către organele fiscale. În primul rând de organele fiscale, da. Să știe exact fiecare ce activitate are, unde o desfășoară și exact. Deci reevaluarea, cum a spus colegul meu, intră sub incidența codului fiscal și standardelor de evaluare aplicabile, respectiv ghidul de evaluare GEF 500. Deci acestea sunt cele două. Așa. Mai trebuie să precizez faptul că dacă o societate se află în insolvență, în perioada de observație sau în perioada de reorganizare judiciară, poate să-și facă reevaluarea clădirilor în vederea impozitării, adică să restabilească. Adică intră sub incidența cotei mărite în cazul în care nu și-o face. Nu și-o face. Numai societățile în faliment nu intră sub incidența. În cazul în care este în faliment, nu mai trebuie să facă reevaluare. Asta prevede codul fiscal. Deci, este o altă noutate. Da, revenim, reevaluările nu sunt obligatorii, dar te forțează cota de impozitare. Nu o faci, intri cu cotă mărită. Atunci. Și în general, așa, din experiența noastră, pune în balanță ce este, cum este mai bine, să facă evaluare sau să nu facă. Să facă evaluare sau să nu facă. Este bine să facă evaluarea, pentru că din experiența pe care o am și am făcut destule valori impozabile, pentru că sunt și evaluatorul autorizat ANEVAR, valorile au crescut un pic și clienții noștri au tot felul de probleme. Ce faci, domnule, zice, valoarea mea înregistrată era așa, așa, domnule. Deci dacă mulți fac o chestie, o echilibristică. Cât mă costă un raport de evaluare, cât mă costă impozitul. Dar eu am avut și colegi specialiști, ca și noi, fie membrii ANEVAR, fie colegi experți contabili, care nu se gândeau, că știți, când după margine e ușor să gândești. Când ești în miezul problemei, poate gândești cel mai cum nu trebuie. Da, poate mai. Da. Și le-am spus, domnule, nu te uita că plătești acum un evaluator. Gândește-te că evaluarea îți folosește 5 ani. Și gândește-te că la anul s-ar putea să fie alte cote și așa mai departe. De-aia e bine să pui în balanță viitorul cu prezentul. Da. Plus că unii poate vor ca și societatea comercială să acceseze un credit și atunci această evaluare îi ajută. Nu. Valorile de impozitare nu se folosesc. Deci, conform standardelor de evaluare, evaluarea este folosită strict în scopul impozitării. Și atât. Deci, chiar se specifică, există un model standardizat la nivel ANEVAR, modelul minimal, care se raportează în baza de date, unde se specifică clar că se folosește numai în scopul impozitării. Așa că cu creditele trebuie să facă altceva. Dar este orientativ, că metodele pot fi asemănătoare. Modelele pot fi asemănătoare. Deci, ca să revenim la... Am avut client care mi-a zis, cum, domnule, zice că valoarea mea stabilită de evaluatorul băncii este mică, domnule. Și pentru state mai mare, ca să vă dau un aspect. Eu am făcut regula aceasta, nu noi am stabilit cum se calculează sau cum se determină uzura unei clădiri. Ca să înțelegeți un aspect, să vă spun din practică. Care trebuie să le acceptăm. După noile standarde și după noul cod fiscal, calculul valorii de impozitare se face obligatoriu prin abordarea prin cost. Deci cât m-ar costa pe mine să construiesc o anumită clădire?
Și ca evaluare accesorii, ca abordări accesorii, sunt evaluarea prin piață și evaluarea prin venit, dar ele, eu le pot face ca evaluator ca să pot să diminuez valoarea prin cost cu cel mult 10%. Deci numai abordarea prin cost. Și am avut un paradox, de exemplu, în București, o clădire din centru istoric, care până anul trecut se evalua la valoarea de piață, era, să zic, în jur de 170.000, 180.000-200.000 da. De euro. Un apartament mai vechi, dar în centru istoric, se vindea foarte scump. Cât credeți că ar ieși acum valoarea? Apartamentul din 1934. 10.000 de euro. Deci, același apartament construit în centrul Bucureștiului cu apartamentul construit la Drajna are aceeași valoare. Aici problema că a intervenit, așa cum spunea și dumneavoastră. Abordarea prin cost. Cât mă costă pe mine? Uzura lui? Nu numai. Cât mă costă pe mine? Un apartament sau o casă în centrul Bucureștiului mă costă la fel ca o casă la Drajna. Materialele și manopera poate diferă puțin de zonă. Doar atât, dar în rest. Deci asta este abordarea. Cât mă costă pe mine acolo și acolo? Și s-ar putea la Drajna să crească valoarea, că acolo nu era valoarea de piață și nici cu 5.000 de lei nu e luai apartament din așa, și s-ar putea la București să scadă valoarea. Deci sunt avantajați. Au scăzut sigur valorile apartamentelor. Deci cei din centrul unui oraș mare unde sunt foarte mult avantajați, au scăzut valorile, păcând cei de la, din zonele rurale au fost dezavantajați. Bun, v-aș propune să luăm o scurtă pauză pentru publicitate, dar nu înainte de a vedea împreună cu telespectatorii noștri rubrica de educație financiară.